Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. Am lipsit puțin din fața dumneavoastră, dar ne întoarcem cu forțe proaspete, cu lucruri interesante, sperăm noi. Vom face o analiză a societății, a vieții politice, a vieții administrative, atât din România cât și din Galați. Și alături de mine, pentru a discuta despre toate aceste subiecte, se află, ca de obicei, domnul Eugen Stamate, președintele Organizației Județene a Partidului Ecologist Român. Bună seara! Bună seara, Gabi! Bună seara, dragi gălățeni! Mă bucur și sunt onorat să fiu de fiecare dată în fața dumneavoastră. Domnule Stamate, vine primăvara, se întinde în toată țara, cum erau versurile, nu? Floricele pe câmpii, haideți. Până și fiul meu știe această poezie. Cântecel, mai degrabă. Da, vremea e bună, ne ajută, bine știm, dragi gălățeni, 31 martie, 31 aprilie este luna pădurii, luna în care invităm gălățenii să vină alături de noi să putem planta salcâmi. Avem material săditor, slavă Domnului, avem locație, stabilim un calendar pe care o să-l difuzăm și prin Facebook, o să-l anunțăm și prin intermediul dumneavoastră, unde putem invita gălățenii să planteze un salcâm. Asta, spuneți, ați făcut așa, un preambul. Preambul. Adică să începem, ați vrut să începeți cu o chestiune ecologică, pur ecologică. Și nu e politică. Numai, de fapt, nu e pur ecologică, m-am exprimat eu greșit, e și o chestie de conștiință cetățenească. Voluntariat, da? Responsabilitate față de mediu, implicarea gălățienilor față de cei ce vor veni după noi peste foarte mulți ani, să le lăsăm un aer sănătos, un aer curat și un mediu prielnic pentru viață. Pentru că tot ați deschis acest subiect cu plantarea copacilor, eu, de exemplu, mi-am exprimat sprijinul pentru această campanie care se poartă deocamdată pe Facebook despre, cu privire la încetarea defrișărilor din România, încetarea tăierii pădurilor de la noi din țară. Bănuiesc că Partidul Ecologist Român este pro această măsură, care ar trebui luată. Toate emisiunile precedente, în tot timpul am discutat despre subiectele acestea, trebuie inițiat un proiect de hotărâre de guvern, o inițiativă legislativă, care să, pe o perioadă de 10 ani, de 5 ani, cât vor stabili, să interzică tăierile de păduri și exportul de bușteni, am spus foarte clar, de asemenea, mână în mână, reamintesc celor care nu ne-au mai văzut de câteva luni și probabil au uitat de cele două măsuri care le-am cerut imperios necesar guvernanților și le cerem. Am făcut și o scrisoare deschisă. Ați exagerat, nu ne-am mai văzut de două săptămâni. Da. Nu, poate sunt gălățini care nu ne-au mai văzut. Nu ne-au mai văzut, da. Și am susținut că trebuie să luate două măsuri importante, aceea de a interzice tăierea de păduri și exportul de bușteni și interzicerea vânzării terenurilor agricole pentru persoanele care vor să ne cumpere țara. Care sunt semnalele care vin dinspre Parlament? Pentru că important este ce se va petrece acolo, știți cum e. În rest, semnalul este câinii latră, caravana trece. Nu, Chifu, noi nu avem niciun parlamentar în Parlamentul României, nu avem nici măcar alți membri sau alt personal de serviciu sau de interes. Mă referiți la Partidul Ecologist Român? Mă refer la Partidul Ecologist Român, pentru că s-a considerat și gălățenii ne-au dat un vot important anul acesta, anul trecut la alegerile parlamentare, dar nu a fost suficient. Sperăm să ne remarcăm și să perioada imediat următoare și până în alegerile viitoare să încercăm să ne mobilizăm mai bine, să fim mai organizați, mai pregătiți, mai aproape de oameni pentru a putea avea și reprezentanți din cadrul gălățenilor, că sunt convins că din 230.000 de gălățini câți am mai rămas, cât mai suntem pace, măcar vreo 50.000 sunt cu o apetență și cu o aplecare către ecologie și către mediu. Și atunci îi așteptăm lângă noi, sunt oameni valoroși, oameni buni, care pot să reprezinte interesele Galațiului și ale ecologiei, ale ecologismului în Parlamentul României. Știți ce mă surprinde pe mine, aș spune neplăcut? Tăcerea președintelui Klaus Iohannis. Văd că președintele României ia atitudine vis-a-vis de tot ceea ce îi se pare ne la locul lui că se întâmplă în țara aceasta. Dar nu l-am văzut să aibă nicio poziție oficială legată de tăierea pădurilor, de încetarea acestui flagel, pentru că nu putem să-i spunem altfel. Dumneavoastră ați fost obișnuit cu un președinte jucător și un președinte care se mai mișca ceva în țara asta, hop, apărea președintele și își dădea cu părerea și spunea.
nu cred că președintele în măsură să ia atitudine, cred că Parlamentul României pentru un proiect de lege poate trasa niște lucruri foarte clar. E un punct de vedere. Guvernul României poate, printr-o ședință de guvern, printr-o ordonanță de urgență, să oprească, să stopeze defrișările ilegale și exportul de bușteni. Pe o perioadă până se vor reconstrui acele păduri care au fost tăiate în bătaie de joc. Se taie, domnul Chifu, în continuare, în stil barbar. Da? Și se fură în draci din România. Nu o spun eu, o spun oamenii de pe teren care vin cu mărturii, cu probe, video, probe, despre ce vorbim. Dar trecem nepăsători și ne mai uităm la un cancan, a venit Ghiță, a plecat Ghiță, mă uitam și ieri pe toate posturile de televiziune. Doamne, sunt niște specialiști în a distrage atenția de la problemele cu adevărat importante ale românilor și ale locuitorilor acestei țări. Sunt fantastici. Au câteva subiecte care le țin, le coc și le dospesc. La care Ghiță acolo se refereau? Nu la nu știu, purcelul din, nu contează, din melodia Cleopatra Stratan, nu? Dar și le scot la momentul potrivit. Când doresc să mai distrag atenția, îi mai țin pe oameni și unii parcă sudați, stau hipnotizați în probleme respective. Asta e un sport național. Televiziunea se cam distruge. Adică ați fi vrut să vedeți și pe televiziunile centrale emisiuni de dezbatere vis-a-vis de situația pădurilor din România, nu? Nu, mi-aș dori ca în emisiunile televiziunilor centrale mi-aș dori să fie întâlniri constructive. Fiecare să vină cu soluții, cu propuneri, cu idei pentru a ieși din rahatul în care suntem și din situația asta de amorțeală care ne caracterizează și ne este generată și impusă chiar uneori din alte zone. Și să fie o dezbatere cu soluții concrete, pe propuneri, pe inițiative legislative, pe lucruri care într-adevăr se materializeze, nu pe populism și demagogie din partea unor care au ajuns pe aceste considerente în Parlamentul României, domnul Chifu. Să nu uităm, demagogii și populiști sunt acolo. Sunt și oameni serioși, sunt și oameni buni, dar sunt cam puțini, din păcate. Ce părere aveți despre declarațiile recente ale actualului ministru al muncii, Olguța Vasilescu, cum că salariile de până în 4.000 de lei vor fi dublate, iar cele de peste 4.000 de lei vor primi o creștere de 45% și apoi tot așa se va scădea procentul în funcție de veniturile pe care le realizezi. E o propunere interesantă, e o propunere bună. Acum de au fost găsiți bani? Cu toți, nu cred că s-au găsit bani. Sper să nu fie o aruncat așa în neant și să nu aibă acoperire. Nu știu, a spus doamna ministru și termenul de când va intra în aplicare această propunere. Păi nu, că propunere. Până la urmă am înțeles că această propunere va intra din 2022, cred că. Da. Nu știu, nu pot să comentez. Dar când nu vom mai fi chiar noi. Adică știți cum era acea melodie? Noi în anul 2000 când nu vom mai fi copii. Era pe timpul meu, zicea să sunteți puțin mai micuți. Nu, că m-ați întrebat și dați-mi voie să vă răspund acum. Nu, deci în 22 cine a tras în noi? Până în 2022 sau nu știu de când vor intra în vigoare aceste, sau din 2018. Măsura și creșterea plafonului salariului este o măsură bună, benefică, pentru că normal. Suntem undeva în coada Europei. Dar ce vor face privații, cum sunteți și dumneavoastră? Domnul Chifu, eu m-am gândit, cred că mă duc să-mi depun CV-ul și mă angajez la stat, pentru că acum în zilele noastre e bine să lucrez la statul român, ai un program liniștit, ai asigurat salariul, nu sunt probleme, merg lucrurile strună. În privat, ca și când a spus-o un celebru clasic în viață, e ca și cum ai fi un acrobat la 20 de metri înălțime pe sfoară, fără plasă de siguranță și fără centură de siguranță. Cam așa te zbați în mediul privat și în lumea de astăzi în care astăzi poți să mai fii, săptămâna viitoare sau peste 2 ani, s-ar putea și, până să urmă, te uite toți. Baza societății trebuie să fie mediul privat. Clasa de mijloc e o pătură puternică care ar trebui să genereze și venituri la bugetul național și venituri la bugetul local. Din păcate, domnul Chifu, au fost câteva măsuri luate în străvechime, de fapt nu chiar atât de mult, și au fost încurajați tinerii, oamenii buni, oamenii responsabili, oamenii care aveau idei și aveau capacitatea de a dezvolta și în special oameni cu forță de muncă calificată să migreze către alte zone, în alte țări.
unde sunt bine plătiți, sunt respectați și sunt apreciați la justa valoare. În cele mai multe... noi aici, în România și în Galați, în zona, în cele mai multe cazuri... să rămânem, domnul Chif, ca să-mi termin ideea, da, după care vă mulțumesc pentru înțelegere. La noi, în Galați și în România, în Galați în special, o să rămânem cu pensionarii, probabil, părinții, bunicii noștri, oameni care respectăm și ținem foarte mult la ei, cu asistații sociali, cu funcționarii publici, cu cei care lucrează în mediul de stat, pentru că din punct de vedere al încurajării mediului privat, întreprinzătorului privat, încă e la stadiul de deziderat. Până când nu vom avea și măsuri concrete și facilități și sprijin și ajutor și pe cineva care să te întrebe dacă ți-e foame, dacă ți-e sete, dacă te descurci în jungla asta, până atunci cred că o să mai vedem. Dar n-aș vrea să fiu pesimist. E bine. A ieșit Ghiocelul, a ieșit Brândușa, se dezmorțesc toate, dragi gălățeni, și trăim cu speranță și cu nădejdea că lucrurile merg într-o direcție bună. În general, există și români. Bineînțeles că sunt și cazuri de români care se duc și sunt respectați în străinătate, prestează muncile pentru care s-au pregătit, pentru care au făcut și studiile necesare, pentru care au, să spunem, au o pregătire chiar superioară a celor din Occident, dar cei mai mulți dintre românii care muncesc în străinătate fac exact lucrurile pe care nu le fac cei care s-au născut acolo. Domnule, nativii. Nu e o rușine, deci, acum să lucrezi în construcții, să lucrezi pe șantiere, să nu uităm că și în România... Nu să găsiți italieni care fac muncă grea, care lucrează în construcții la ei în țară. Ați fi uimit, domnul Chifu, să aflați că la Galați au fost ridicate clădiri de italieni, meșteri italieni, francezi, nu mă refer în perioada asta acum. Dar în perioada în care erau cei mai apreciați constructori, ei veneau și își făceau treaba acolo unde erau chemați. Din păcate, cum a spus și noastră, românii sunt puși la muncile grele, la muncile acelea mai înjositoare și mai și cu o brumă de bani, dar vina pleacă tot de la statul român, care nu reprezintă... Vina pleacă de la începutul anilor 90, când s-au desființat toate acestea, au fost vândute pe nimic, toate întreprinderile, toate uzinele, tot ce aveam industrie, obligația a fost încetul demolat. Obligația statului este să-și protejeze, să-și încurajeze și să-și sprijine cetățenii. La noi, în România, statul român își ia mâinile de pe tot. Adică indiferent de cine s-a aflat la conducere. Nu te sprijină, nu vorbesc. Nu există niciodată măsuri de protecție a cetățenilor. Hai să vorbim de legea falimentului personal. Sau de încurajare investitorului privat. Sprijinim băncile străine, sprijinim investitorii, lanțurile de supermarketuri și de multinaționalele, sprijinim producătorii externi și îl închidem pe producătorul din vânători de la Matca, de la Liești, de la Ivești. Tanti Vasilica, care avea un magazin în colț, nu se mai poate pentru că trebuie să mergi la Carrefour sau în alte lanțuri de supermarket să-ți faci cumpărăturile de acolo, pentru că totul este la discreția multinațională și a celor care vin cu interese din afară. N-am avut, într-adevăr, când vorbim de stat, nu vorbim din stat ca și când ar fi o persoană anume, ci cei care s-au perindat de-a lungul acestor 27 de ani, 28 de ani de acum în fruntea țării, nu au avut nici unii, nici dragoste de popor, nici dragoste de nația asta, n-au avut nici respect față de înaintași, ci au vremelnic și au făcut ce au putut fiecare și după cât au putut. Din nefericire, sunt lucruri care trebuie spuse pe nume și dovada acestor lucruri o face faptul că Uniunea Europeană, la momentul ăsta, vor să facă paliere diferite pentru bogații care să stea la masa centrală, Franța, Germania, Italia și alții, cei care stau și fac pantofii pe la băieții din cercurile înalte, cum e România, cum sunt alții, stau mai undeva pe la mai pe alături, mai pe afară și sunt tratați ca atare, pentru că asta merităm. Astea am avut conducători și am avut oameni responsabili să ne reprezinte interesele. Când vorbim de fonduri europene, când vorbim de industrie, când vorbim de piața noastră de producție pentru desfacere în Uniunea Europeană, am avut și ne-am complăcut, ni s-a pus o foaie în față, semnat și înghițiți. Și băieții și-au văzut interesele fiecare. Trebuie să le spunem lucruri pe noi, pentru că sunt lucruri știute, dar nu prea spuse. Mai spun unii pe la colț. Au reînceput protestele în România. Se vor termina rapid. Care e subiectul principal? Posibila înlocuire a Codruței Chioveși de la șefia DNA-ului? Petarde și fumigene pentru distragerea opiniei publice, domnul Chifu.
n-au niciun... Sunt unii care se interesează pe anumite subiecte. Lucrurile nu se rezolvă așa, domnul Chifu, lucrurile se rezolvă foarte clar. Oamenii care cred că pot face schimbări majore în stradă, se înșeală la mare. Lucrurile se schimbă odată la 4 ani, în momentul în care, da, bine că există derapaje grave de la democrație și de la lucrurile care au fost asumate, da, într-adevăr, atunci toți românii trebuie să iasă în stradă, să îndrepte, să încerce să îndrepte situația. Dar iesă niște oameni care sunt, unii dintre ei manipulați, unii care sunt coordonați, alții care n-au avut niciun fel de responsabilitate față de țară, mă refer la alegeri, au stat pitiți, scotiți la mici, la bere și dintr-o dată au apărut în stradă și nu le convine situația, cel puțin la momentul acesta, așa stau lucrurile. În democrație așa se procedează. Cei care câștigă alegerile trebuie să își ducă la îndeplinire proiectele, programele și ceea ce și-au propus. Revin la subiectul DNA, Direcția Națională Anticorupție. Credeți că și-a făcut această instituție treaba? Pentru că la un moment dat erau aglomerații acolo la DNA, erau chemați în fiecare zi, descopeream câte un corupt. După aia lucrurile s-au domolit. E ca și cum alunecă, știți, ați văzut acele filme, nu numai documentare, statistice, când cade un obiect în mlaștină, încetul cu încetul e înghițit până când nu se mai vede. Cu siguranță toate instituțiile... Au căzut unele de dosare în mlaștină? Își fac, nu, domnul Chifu. Ele sunt la păstrare, vor fi scoase la momentul oportun. Nu ne mai miră nimic, pentru că vedem... Deci, până la urmă, Direcția Națională Anticorupție este o instituție destinată șantajului? Nu. Cine a spus treaba asta? Păi dacă spuneați că dosarele vor fi scoase la momentul potrivit... Păi nu s-au văzut că ele apar după 2 ani, după 3 ani, după 5 ani. Ele se instrumentează, domnul Chifu, nu se fac peste noapte. Și în momentul când se strâng probele și când ajung în fața procurorului, merg mai departe, sunt instrumentate corect și cei care au săvârșit fapte care trebuie sancționate vor plăti. Rău este în momentul în care se folosesc anumite dosare sau unele sunt ținute la sertar, altele sunt mai sus, altele mai jos, dar eu sunt convins că toate aceste instituții își fac. Sunt unele dosare cu șină, cu arcuri și de asta, știți, unele se pot plia, altele se ridică, se... Le cunoașteți dumneavoastră informații de acolo din interior? Nu, dar nu știți cum, nu, dosarele propriu-zise acelea unde se pun foile, sunt cu șină unele cu arcuri. Cu arcuri, da. Vă rog, domnul Chifu. Credeți în acest zvon al... înlocuirii Codruței Chioveși de la... DNA-ul nu stă într-un singur om. Indiferent cine este, indiferent cine va fi, să-și facă treaba, datoria, față de... Și, după părerea dumneavoastră, doamna Chioveși și-a făcut treaba? Sincer, nu am analizat activitatea doamnei Chioveși, nu am fost niciodată interesat nici de activitatea DNA-ului, nici de activitatea doamnei Chioveși. Asta poate dumneavoastră presa faceți o analiză și ne-ați putea prezenta câte dosare au fost instrumentate, câte au fost finalizate, care au fost, câte persoane au fost ținute câte 29 de zile în arest și după aia au fost lăsate în libertate pentru că n-au fost probe, cine trebuie să plătească pentru faptul că au fost anchetate și greu încercate persoane care s-au dovedit a fi nevinovate sau cele care sunt nevinovate și nu au plătit. Asta dumneavoastră presa ar trebui să sau să ni se spună... Mă întrebați pe mine un ecologist... Sau să ni se spună, pentru că DNA-ul lucrează cu celelalte organe abilitate, cât s-a recuperat din prejudiciul făcut de către toți acești infractori? În calitate de director general care sunteți al postului Express TV, către DNA, către instituțiile de specialitate și dacă doriți și aveți o pasiune pentru DNA și pentru doamna Chioveși, n-am o pasiune puteți pentru... în emisiunea viitoare să faceți n-am publice. Nicio pasiune. Dumneavoastră nu aveți pasiune, domnul Chifu? N-am nicio pasiune legată de Direcția Națională Anticorupție sau de DICOT sau de... Am văzut cine conducea DICOT-ul. O infractoare care acum se află la poprire, cum se spunea, nu? În termeni populari. Dumneavoastră nu judecați instituțiile după... Nu, dar peștere de la cap se... Începe să miroasă urât, ca să nu spun alt... Să folosesc altă expresie. Crezi că am putea trece la subiecte care să țină de... Păi da, am putea trece dacă în emisiunea viitoare, că deja timpul... Păi, aveam o mulțime de spus despre luna pădurii, despre colectarea selectivă, despre lucrurile care ne privesc și care... Vă mai acord câteva minute dacă vă doriți. Nu, cred că vorbim cel mai bine în emisiunea viitoare. Dumneavoastră faceți programul și dumneavoastră pregătiți întrebările. Sper ca Galațiul Galățenii să fie solidari, să participe ca voluntari în proiectele care
sunt pentru galați, cele pentru plantare de copaci. Vom avea și ecologizări pe diverse zone care sunt lăsate de foarte mult timp și foarte mulți dintre gălățenii noștri care au înțeles să arunce gunoiul în locuri nepermise și care ar trebui și ei sancționați și ar trebui să plătească o dată pentru nedreptățile pe care le fac față de mediu. Vă așteptăm, dragi gălățini, cu toată dragostea alături de noi în toate proiectele pe care încercăm să le facem cât mai bune. Avem pe 22 martie Ziua Mondială a Apei și încercăm să o semnalizăm și să atragem atenția cât de importantă este apa pentru noi. Noi o avem la picioare, nu o simțim, noi simțim lipsa, dar prin Somalia, prin zonele greu încercate, oamenii mor pentru că nu au lichidul vital vieții. Vom avea subiecte interesante pentru emisiunea viitoare, când voi prezenta câteva proiecte pentru care am să chem gălățenii care doresc și vor să participe alături de noi în următoarele campanii pentru viață și pentru protecția mediului. Da, este foarte important să înțelegem acest lucru, că mediul înconjurător este foarte important pentru sănătatea noastră și este primordial, pentru că de acolo se pleacă. Și dacă vom continua să tăiem pădurile, să aruncăm gunoaiele unde nu trebuie, să nu ecologizăm zonele, să nu păstrăm zonele curate, cum s-ar spune, nu vom avea niciun viitor. Vom sfârși ca în acele science fiction-uri apocaliptice pe care le puteți vedea acum pe toate canalele media. Eu mulțumesc pentru invitație, domnul Chifu. Eu îi mulțumesc pentru prezența în emisiune domnului Eugen Stamate, președintele Organizației Județene a Partidului Ecologist Român. Aceasta a fost emisiunea noastră. Ne revedem cu siguranță săptămâna viitoare. Să fiți iubiți! La revedere! Doamne ajută!